Dacă vreodată un om cunoaște mai mult decât alți oameni, dacă el este peste nivelul lor de cunoaștere, de înțelegere, de absolut orice, el tocmai că înțelege lucruri, niciodată nu o să îi pună pe ceilalți la punct că știu mai puțin, ci din contră, fie va încerca să îi învețe, fie va încerca să îi menajeze și să nu se simtă prost pentru că nu știu atât de mult. De ce face asta? Pentru că un om inteligent nu este un om nesimțit. Un om inteligent nu este un om lipsit de compasiune și un om inteligent nu este un om care se simtă nevoia să le spună celorlalți în continuu că el este foarte deștept, că el a studiat foarte mult, că el a muncit foarte mult, că el are foarte multe realizări profesionale și că ei oricum nu sunt în stare de nimic. Da, dar dacă tu toată viața ai muncit atât de mult și dacă ai niște realizări, cum să nu te lauzi cu ele? Foarte important, dacă tu ai muncit toată viața și ai niște realizări, să fii conștient de ele. Este foarte important să știi care este valoarea ta. Este foarte important să știi în ce constă munca ta, care sunt aturile tale. Dar de aici și până la a considera faptul că tu excelezi într-un domeniu, te scutește de la a avea compasiune sau empatie, este o diferență halucinantă. Și nu are nicio legătură capacitatea ta de a avea compasiune și empatie cu orice fel de cunoaștere, funcție, distinție ai dobândit în această viață. Absolut orice realizare în viața ta trebuie să coexiste cu dimensiunea ta umană. Dacă tu profesional nu faci nimic în viața ta, dar ai această dimensiune umană, vei putea să realizezi lucruri extraordinare. Dar dacă tu nu ai această dimensiune umană și ai doar dimensiunea profesională, nu o să faci nimic și totul se va duce de râpă la un moment dat și viața ta va deveni într-un anumit punct exact ceea ce ești tu în interiorul tău. Adică zero, gol, vid. Vid care doare. Pentru că sufletul se hrănește cu compasiune, empatie și iubire. Și în momentul în care nu dau și nu primesc aceste atribute, calitatea vieții mele, bineînțeles că scade.